Era o panică și o tragedie tare mare, adică o frică foarte mare, că fugeau toți, adică care bunurile și aveau prin gentuți cu dânșă, chiar și animale luau cu dânșă, dar eu cu ambulanța ce erau și răniți și gravidi și chiar copilași, adică într-un fel vreau eu tot să scap cu zile, adică era tare strașnic. Oamenii le pădau și bunurile care au agonisit o viață întreagă. Și, da, rău a fost de tot. Au fost lăcrimi, au fost spaimă, au fost, adică, care erau, părinții rămâneau pe loc, nu vreau eu să duc cum să lăș căsele, ca și animalele împrejurul caselor, dar erau bucuroși, adică numai copiii scape. Adică dau la rudi, hai mă rog, luați-ni, noi dăm cum vom fi, așa fi, dar adică într-un fel era strașnic. Noi când deja dăm, trebuie să plecăm din sat cu ambulanța, aproximativ nimeni nu mai era, adică prin sat. Și când am ajuns la pe drum, înspre Căușeni, vine echipa de ajutor, adică care ne-a cerut ajutor și s-a oprit, ne-am conversat. Dacă vreți să credeți, am ajuns la așa o frică de mare, că rugându-l la Dumnezeu, zic că ți-i dau pe tata și pe mama, numai te rog să nu-mi omori soțul, că am să aduc un copil pe lume și nu o să știe, adică într-un fel. Dar Dumnezeu e mare, o purta de grijă la toată lumea și mie, că și azi i-am pus numele tatălui, adică soțului meu și Anatolie, care foarte mult ne bucură. Din bătrâni se spune că, zice, dacă se nască numai băieță, e timp de conflict. Și, într-adevăr, tot spitalul era numai două fetiți. Dar dacă o zi nu era, nu știem ce înseamnă. Și zic, nu e posibil, nu o să-i meargă. Zic, am să nască o fetiță. Da, e că Dumnezeu i-a dăruit un băiețel. Și câmpul era, și vreau să vă spun că zici tot din bătrâni se spune că zici grâu dacă e tot împănat cu mași roșii, adică e tot e timp de conflict. Într-adevăr, era tot și natura posibil s-o supărat, că era o secetă foarte puternic, când răsărită o crescut nici mai puțin de metru, așa și s-o uscat. Ca și pânica era tot slăbuță și ca și porumbul și toate cele. Adică, într-un fel, și natura plângea de conflictul care a fost. Căsuța noastră nu am avut-o, adică, la moment. Era foarte greu, că zici, de cu înainte nu se cumpără lucruri pentru copilaș. Dacă vreți să credeți, nici nu aveam cu șeală îmbrăcaș, cu șeală înveli. Dar, iar, adică, din albituri am rupt și l-am crescut al și iară din bătrâni spune zeci și dacă copilul se îmbracă în hăinuțele purtate, adică e strângător, e deștept, e bun la suflet și așa și este. Adică mai am un fiu, adică micuț și totdeauna când începem a povesti, el spune zeci și mama, și într-adevăr asta eu fost singură, spuneți, dar pentru mine e un vis foarte rău. Vara aici am ales au fost cu bătălii, dar nu crâncile așa tare, pentru că mulți voluntari din sat plecau la bindie. Chiar mulți erau
știi, aproape 100 de băieți. Eu aveam mașină specială, băieții stăteau la poziție acolo. Ei veneau în sat, luau de aici produse alimentare, oamenii erau pregătiți, iar de pe mahala noastră, câte case, deci 10 case. Astăzi voi faceți mâncare pentru voluntari. Ei veneau cu mașina, noi toată mahalaua ne strângem, și producte, care cartofi, care ulei, care ce era. Ei spălau și trebuie și o leacă de tărie. Le dădeau și niște vipi care mai avea atunci, că era luna iulie. Era. Și băieții aveau niște termos speciale, puneau mâncare și îi duceau la poziție. Eu eram în zeu așa când a fost cel mai crezim, a fost, eram mai sus, avem niște soate de pământ și era pe la aproape de 1 sau 12 și ceva. Plășeam acolo, dar niște băieți cu vitele, că avem aici pădure, pășuni erau cu vitele, bă, cu vitele fele de vale, de mână și arc și strigă. Mă rem de băieți, să dăm acasă, vin cazași în sat, vin cazași, vin cazași. Băi, dar s-au zis eu, pușcături, o marginea și e statul. Păi, băi, băi, și vin acasă, când vin acasă, pe drumul ăsta, pe noi, din partea asta, văd cârduri de oameni, cu vite, cu căruți, cu mașini, cu tot ce aveau, mânau. Turmele astea, voi, capre, vacă și mai aveau ei acolo, vedeau un coașă, dar eu ies la parte. Ce s-a întâmplat, măi, oameni, mă, zic? Nu vedeți ce se aude acolo, zic, cazașul a intrat, separatiștul a intrat de ajung de acum aproape de centru. Dar ei au intrat de cu sară, de cu noapte, au intrat prin liveț, pe partea de, prin vii, liveț, și-a intrat deasupra satului, dintr-o parte și alta, și-a început să împuște. A fost arunul noastră, profesor acolo, și întrebi, v-am fiu, deci, luați-vă tăți și aveți și plecăm, plecăm că, nu, că ei, dacă te ajung la primărie, știți, dar primărie, văd-o-te, ajung la primărie. Zic, dar unde să ne ducem? Și să luăm. Aici vecinul, în Mălifânt era asta, unde era mașina așa. El, mașina asta care se vede, așa este o mașină de asta, un gazon de cel sovietic. Era taban cu mașina acasă. Soția se pregătesc coacă pâine în cuptor, o dat focul la cuptor, s-a ardă linele aici, cu vata plină cu aluat. De aici oamenii au venit, adeți, lăsați tot, luați ce vă trebuiește și adeți cu noi. Mahalaua asta, și să luăm. Ce puteți să iei, dacă soție? Nepoțica era cu noi, Oxanica era mică. Nănașa avea încă și mai mică avea o fetiță. Hai, măcar voi, luați-vă și ei repede strâng de acolo și mai avut din casă, au luat colada și colada așa, au luat niște iorgani, au luat niște pâine, niște haine. Au suit copiii în mașină. Tot așa, vecina care pe drum a venit altă mașină, a încărcat doi saci cu făină, a luat tot haine, bani și-a mai avut acolo și a plecat. Pe noi, eu era mama mea, Dumnezeu să iete că e decedat. Mai erau așa niște oameni bănuți, dar noi unde să ne ducem? Suntem în vârstă, unde să ne ducem noi pe vremea asta? Și suntem noi aici. Și președintele și toți au închis cărmuirea, toți specialiștii în mașini și au plecat. Dar nepotul meu era șeful fermei de vite. El a rămas să păzească toată ferma, dar președintele a spus că șeful zootehnic, toți au plecat. El zice, da, și așa, și rămân eu aici cu fermă. În perioada războiului, lucram sora medicală la spitalul din Viter. Când s-a început războiul,
mai concret 19 iunie în Vindeam, eram la cursuri de perfecționare în Chișinău. Și deci nu eram la fața locului. Dacă când s-a început războiul, adică operațiunile astea de împușcată, în oraș nu se putea de dus și nici la Chișinău nu avea transport cu ce să plecă. A durat asta vreo luni de zile, până a ajuns și la satul nostru. Undeva la sfârșit din luna iulie, am plecat la Chișinău ca să finisez cursurile de specializare. Întorcându-mă înapoi, mi-am găsit fica acasă. Avea deja numai 2 ani. Nici mama, nici sora, nici nimeni. Absolut nimeni, numai tata. E bine încoace. Așa sunt și eu în loc. Și îi întreba, și unii, ce s-a întâmplat? Zic, ia cât așa, așa, cu lucrurile. Dar e mai tare de Oxana, unii Oxana. Zic, Oxana, când unii pe acasă, eu nu știu, nu s-a plecat și ea. Și întreabă, zic, eu zic, ce să spun? S-a dus ei la Făladan din noi, s-a dus ei în Bolmaz, că s-a dus ei la Novotroițc, dar au plecat în direcție și eu plecat. Și la nașul Dumnezeu să iată că eu murit și că găsim noi o mașină și ne ducem la Făladie din noi. S-a urcat din mașină, s-a luat din noi, nu s-a acolo. Erau, dar a noștri erau cum la geamnă acolo, s-a dus, nu s-a. Umblate până o dat de drept acolo la geamnă. Îi dăm o cărnetă, 2 metri înapoi și s-a fost împărat. S-a fost împărat, dar a fost frică mare. Când a fost cel mai strașnic la satul nostru, când s-au mărs cei mai mari bubuituri și spun eu că capul cel de sat chiar au intrat și cazacii, noi nu i-am văzut, poate și-au fost, nu știu, așa spun lumea. Și au durat toată noaptea așa de tare, încât credem că chiar e război adevărat care l-am văzut numai în filme. Bubuitură și îmi pare că chiar mahalaua care a rămas noi eram numai bărbați. Și noi, eu cu ferișoara mea. Noaptea și ea credem, am crezut că e un coșmar. Nu se mai termină și să ajungă și la noi. S-a sfârșit, copiii n-am găsit, peste 2 zile au venit, erau tumasat o geamănă. A plecat tot mahalaua, un vecin acolo avea o mașină mare și i-a încărcat cu toți. Femeia, vecina, avea chiar o... nu pot cam emoții. O covat plină de aluat. Închipuiți, a luat covat acolo, a încărcat toți copiii și au plecat la satul acela. Acolo la oameni și la niște rude, erau niște bătrâni care nu au avut copii. Închipuiți, s-au dus vreo 30 de oameni, femei și cu copii toți la casa și ei. Mama îmi povestea că dimineața a început să vie lumea și să aducă mâncare. A fost un coșmar că noi am lăsat casele și ne-a refugiat. Până și ei nu puteau să o coacă, oamenii și ei n-aveau cuptor. A luat și ala să început să facă turte pe plită. Vecinii au dat foc în cuptor, au copt pâine, au hrănit pe toți, erau vreo 30 și ceva de persoane. Au făcut. Mai în scurt, niște emoții care nu m-am fiu, se poate de descris. Și au revenit când s-au terminat la noi, eu au revenit acasă. Dar venind de la Chișinău, când s-a întâmplat atunci, tot drumul de la Chișinău, apoi erau numai cu oameni care sunt refugiați. Asta numai în film puteți vedeți, cu căruți, tractoare, biciclete, fiecare și avea care își mâna vaca. Asta a fost un coșmar care nu se descrie. Oamenii de la noi din sat l-au simțit foarte. Pentru că majoritatea s-au refugiat, majoritatea. Pentru că spun eu că dacă nu fugiți, azi bombardează satul vostru. Și fiecare vreau să salveze copiii, nepoții. A fost nevoit să plece. A anunțat, nu oficial, că eu nu eram în ziua și în sat, dar s-a auzit unul din alții, chiar că în cap cel de sat, dar nu a intrat în sat la noi și ei, că prin livez din apropiere, când pușcă, dar în pușcături s-au auzit tari,
Și oamenii s-au spărit de unul în altul și au început să fugă. Pentru că chiar, într-adevăr, bubuie strașnic. Și cât e de la Gâsca până la noi, pe linia frontului, a fost la Gâsca, aici, în satul vecin. La noi, în sat, capul centrul de sat, a fost afectat, a fost stricat și bombe au căzut. A fost greșeală, în primul rând, eu s-o cuta condușii republicii, acolo mă ales când treci podul Nistru spre acolo, spre Tiraspol, acolo este garnizoana militară, armate 14, acolo erau soldați. De aici au venit încărcați mașini cu băietani tineri, de 19-20 de ani. Eu încărcat în mașini este descoperit, că trebuia să acolo. Dar acolo ei au fost carne de tun, așa e din cetate. Eu cosite, eu făcut praf pe tăți, nimic, niciunul n-a rămas, nu a scăpat de acolo din așa. Ei nici nu erau pregătiți de luptă, nici nu erau unde să ascundă acolo. Mă rog, așa a fost situația. Dar în Bindere, absolut, și luptele pentru fiecare uliță. Că aproape ajuns de mult la Nistru să-i tot împing în coase pe deja. Adică cum să lupți împotriva unei armate așa puternic cum armata 14, erau în armață cu tancuri, tunuri, armament, dar este care vie automat, care navie, numai la număr, să pleci acolo, să fie pe câmp. Pe urmă, când s-a terminat undeva la 3 august, eu am revenit la servici la orașul Bindere. Orașul era nedescris, care eu am să minte asta toată viața, un miros care, nu știu, care au mai fost oameni în morgă, unde stă un miros numai te provie de oraș, era un miros insuportabil, că era vară. Noi n-am văzut, dar o spun eu că stau oameni morți pe stradă, și mirosul ăsta s-a păstrat vreo 3 luni de zile, el nu dispărea. Intrai în oraș, nu puteai să răsufli, nu puteai să... Și așa, pe parcurs s-a mai normalizat, nu era transport, plecam la lucru pe jos, la Bindere, nu circula absolut niciun transport. Dar deși a trebuit să ne ducem la lucru, pe dacă ne s-a dat limită, că dacă nu ne prezentăm la lucru, suntem conciliați. Și am trecut așa, este perioada care ne-a afectat pe noi satul nostru cel mai din... greu așa de ca am simțit noi. Măcar că și la Bindere a fost foarte multă lume refugiată. Adică oamenii care nu au avut unde poate să refugiau rămas, dar majoritatea s-au refugiat, orașul era pustiu. Pustiu, el tocmai în toamnă și-a revenit așa mai... Dar erau clădiri distruse, arse. Război adevărat, pe care numai în filme pot să... Eu n-am mai văzut și nici nu mai doresc să mai văd. Așa ceva. O soră medicală de acolo cunoscută, care lucra în secția de chirurgie, spune că vineau cazacii și o luau, așa, sub convoi, să duc să le facă pansament pe linia frontului, că poate nu mai reușeau și ei să ducă la spitaluri și de nevoie se ducea, pentru că n-avea de ales. Am încetat să lucrez în anul 1996, când am născut fetița a doua și mi s-au impus așa niște reguli care... reguli de țară separatist, care nu mă rău și m-am eliberat. Și îmi pare foarte rău că sunt foarte mulți moldoveni de-a noștri care și-au schimbat părerea. Nu folosim în țările noastre, adică trăind vreo 10-20 de ani. Și schimb și foarte împrejuditor pentru că chiar sunt moldoveni și îți veniți trud. Și trăind la Bindere și schimbă mentalitatea. Asta e foarte împrejuditor. Dar sunt
moldoveni care măcar să-i duci și îmi pare că și pe lume. Ei țin la tradițiile și la neamul și la țara lor și care îmi pare că nu se mai schimbă viziunile nici pe teritorii unii noi locuim. S-au luptat pentru o Moldovă unică, puternică, adică să fie o patria noastră, dar sens nu mai e pot pentru mamele care și-au pierdut copiii, eu așa socot.